Că a rămas fără grai. Asta după ce postul nostru a difuzat o știre despre un bărbat care se hrănește cu carne de animale vagabonde, iar pielicelele le pune la uscat pentru a se încălzi iarna. Fără cuvinte, am ajuns în era primitivă, când oamenii, din ce am văzut, mănâncă pisici, câini, măruntaiele la vedere, rămas să ne îmbrăcăm cu piei și următorul pas, Doamne ferește, canibalismul sau cum. Primarul a cerut poliției să ia măsuri pentru ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple, cel puțin în raza municipiului. Au fost reținut și dus la centrul de triere a vagabondilor, unde au fost ținut până a doua zi, apoi a fost eliberat. El la coliba dată nu s-a întors, ultima dată l-au văzut cu 2-3 zile în urmă. E pentru prima dată așa să depistăm că persoana să prindă pisici, câini și să le pregătească pentru mâncare. Din punctul meu de vedere este și o problemă mentală la mijloc. La urma urmei, mâncare în Moldova este slava Domnului. Ieri, postul nostru a difuzat o știre despre bărbatul care locuia într-o colibă din apropierea Chișinăului și se hrănea cu pisici și câini. Ce normală e miasă? Nignilă! Originar din raionul Edineț, bărbatul a venit la Chișinău să-și caute un loc de muncă. Pentru că nu a găsit un serviciu, el și-a improvizat o colibă în pădure. Ulterior a fost luat de poliție și dus la centrul de triere a vagabonzilor, unde a fost înregistrat. Potrivit poliției, ulterior acesta a plecat la niște rude din Fălești. Comisia pentru alegerea șefului statului și-a început astăzi activitatea. Colega noastră, Sorina Obrăjă, are mai multe detalii.